un chestor care i-a scris ministrului de interne, sigur, să nu ne facem iluzii că ministrul de interne n-a știut și n-a fost aranjată cu el. Astăzi mi-am înaintat demisia de onoare din funcția de ministru al administrației și interne. Eu îi transmit acum domnului ministru rus, pe care nu-l suspectez de rea credință. Este clar că domnul ministru rus a fost păcălit sau incorrect informat.